Bună ziua tuturor, stimați oaspeți, lăudăm pe Iisus, vă spune Adi Orga, cel care are misiunea de astăzi de a prezenta acest frumos festival folcloric aici la Budești. Nu vă uitați că-s micuți. Înainte să începem frumoasa sărbătoare, permiteți-mi, pentru că aici la noi, în Maramureș, toate lucrurile se încep cu ajutorul lui Dumnezeu, iar noi am vrea să dăm microfonul pentru binecuvântare și pentru rugăciune domnilor preoți Ioan Leneștean și Ioan Moldovan. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mângăitorule, Duhul Adevărului, care predinești Tatăle, împlinești visterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășlește într-un noi, ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Mările Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, milește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, milește, Doamne, milește, Doamne, milește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ți-a de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căua Ta este împărăția, puterea și mărirea, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește-ne! Hristoase Dumnezeu nostru, binecuvintează festivalul acesta, locul acesta și pe noi, robii Tăi, că Sfântă ești totdeauna, acum pururea și în vecii vecilor. Amin. Petrecere frumoasă, vă doresc o zi frumoasă și toate cele bune. Mulțumim părinților pentru binecuvântare, pentru frumoasa rugăciune. Doamnelor și domnilor, în deschiderea acestei frumoase zile, permiteți-mi ca în continuare să acord microfonul întâiului om de aici, din sat, din Comuna Budești, domnul primar Simion Pop. Lăudăm pe Iisus! Lăudați în veci! Dragi budeșteni, dragi invitați, bine ați venit la 21-a ediție a Festivalului de Folclor, nu vă uitați că-s micuți! Și a 8-a ediție a Târgului Meșterilor Populari. După 2 ani de pandemie, timp în care nu s-au putut organiza evenimente culturale-artistice din cauza situației epidemiologice, astăzi ne bucurăm împreună și ducem mai departe tradiția prin promovarea și prin cântecul și jocul Maramureșului istoric. O să vă prezint invitații. Domnul Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, omul care a fost alături de noi din prima zi de mandat. Domnul Cristi Țigârlaș, senator în Parlamentul României. Domnul primar Vasile Onea, primarul Comunei Ogna Șugatag. Doamna Anca Hendea, secretar de stat în Ministerul Familiei. Doamna Daniela Ivașcu, viceprimar al municipiului Sighetul Marmației. Domnul Ioan Muntean, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Maramureș. Domnul Gheorghe Mihai Bârlea, profesor universitar. Și persoana care a fost inițiatorul și susținătorul acestui festival, acum 23 de ani. Domnul profesor dr. Petru Dunca, care alături la acea dată de domnul Bârlea au înființat acest festival. Domnul Șimonca, de la Direcția de Cultură și Creația Județului Maramureș.
O să declar deschisă festivalul, înainte de a da microfonul domnului președinte al Consiliului Județean. Eu vă doresc distracție plăcută. Doamne ajută! Vreau să mulțumesc inițiatorului, primul inițiator, Gheorghe Negrea, primarul la acea dată, și de asemenea predecesorul meu, fostul primar Vasile Liviu, care a continuat această tradiție. De asemenea, eu voi duce mai departe cu mai mult interes acest festival. Doamne ajută! Aveți cuvântul, domn președinte. Bună ziua, dragi budeșteni, dragi maramureșeni, lăudat să fie Iisus! Suntem astăzi într-o zi de sărbătoare, Rusalile, mare sărbătoare pentru noi, pentru toți creștinii din Maramure și din întreaga lume, și cred că cu toții ați fost la biserică de dimineață pentru această frumoasă sărbătoare. Este o zi importantă pentru Budești, pentru că astăzi marcați a 21-a ediție acestui frumos festival, nu vă uitați că-s micruț, care de fapt este și numele ansamblului dumneavoastră local. Vă felicit pentru organizare, vă felicit pentru faptul că încurajați coconii Budeștiului, copiii Budeștiului, să ducă mai departe portul și tradiția noastră locală. Spuneam în 2020 că Maramureșul are trei piloni principali pe care se sprijină. Unul este apropierea față de Dumnezeu a maramureșenilor, al doilea este moștenirea noastră, natura pe care o avem în jurul nostru și care este o binecuvântare de la Dumnezeu, și al treilea și foarte important, moștenirea culturală pe care o avem și pe care o ducem din tată în fiu, din generație în generație, de sute de ani. Și aici este exemplul cel mai bun. Budeștiul, Maramureșul istoric sunt și cred că nicăieri în țară și în lume nu o să găsim tradițiile și cultura noastră așa bine păstrată de sute de ani. Vă felicit, dragi părinți, că încurajați copiii să poarte costumul tradițional, îi învățați ce înseamnă costumul tradițional, îi învățați ce înseamnă tradiția și cultura noastră, și dacă vrem ca județul Maramureș să se dezvolte sănătos, este bine ca copiii noștri să învețe de mici ce înseamnă cultura noastră locală, tradițională. Vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce faceți, îl felicit pe domnul primar pentru toate lucrurile bune pe care le face și pentru faptul că se străduiește să ducă mai departe cultura locală. Vă urez tuturor o sărbătoare binecuvântată și distracție plăcută. Vă mulțumesc! Domnul Dunca, vă dau cuvântul. Fiul al satului care ține legătura chiar cu toată elita Budeștiului. Simi, îți mulțumesc. Ești un om formidabil. Budeștiul avea nevoie de tine. Tu te-ai născut aici și faci niște lucruri cât n-au făcut alții în foarte mult timp. Ești un puternic, un om special și eu nu pot decât să-ți mulțumesc pentru moștii și strămoștii noștri care au trăit aici și care merg mai departe prin acești copii. Nu vă uitați că-s micuți. Distinse domnule președinte, distinși parlamentari, distinși consilieri județeni, distinși budeșteni, maramureșeni și români. Noi gândim românește. În jurul nostru se petrece o tragedie. Oamenii mor, noi suntem liniștiți. Noi puteam să fim ca și ei. Dar în 1964, străbunicii dumneavoastră,
s-au dus la Vadul Izei, începând de la Bolșa, începând de la Budești, de la Sârt, de la Mara. S-au stat acolo 200 de oameni, 200 de mii de oameni, să apere Marabureșul. Știți că 70% din Marabureș este dincolo? Ei vorbesc aceeași limbă, au preoți care n-au respectat regulile și fac slujbe în limba ucraineană, n-au școli limba română. Ei, străbunicii noștri s-au dus și au stat acolo 2 săptămâni. Au luat armele de la nemți și au spus, noi apărăm Marabureș. Putea să fie granița peste Gutin. Noi acum probabil că vorbeam limba ucraineană sau rusă. Dar uite că nu s-a întâmplat. Dumneavoastră aveți aici o genă, eu nu dau nume de oameni care au luptat acolo. Au fost bunicii dumneavoastră, au fost luptătorii. Trebuie să știe acești copii. Apărăm tradiția prin folclor, dar o apărăm pe forță. Dincolo, la 100 de kilometri, mor oameni. Mor oameni pentru că, la un moment dat, n-au știut să-și apere teritoriul. Noi am știut să-l apărăm, noi marabureșenii. Dar vreau să vă dau o imagine tristă. Strifunda, care era primarul de Borșa, a luptat în munți. La noi am avut mulți luptători din munți, care au luptat pe dealurile astea. A fost părintele Dunca la Eud, cu 200 de luptători. Au fost Tomșa la Dragomirești, au fost alții. Și s-a predat Strifunda, ăla care a condus toată armata împotriva ucrainenilor și a rușilor. Ei sunt cam verișori. Și s-a predat, s-au spus, doamne, s-a predat omul la un bușcat. Și l-a lăsat în șanț ca pe un câine. Asta le spun și studenților mei. Eu vă transmit mesajul fiilor budeștilor, Ștefan Marinca, Berinde și alții și alții și alții, ale studenților mei, ale masteranzilor mei, ale doctoranzilor mei, să fiți puternici, pentru că noi trăim clipe foarte grele. Să ne păstrăm tradiția, sunt extraordinar de încântat. Noi am demarat această chestiune, acest proiect, de a construi mai departe tradiția și de a merge mai departe cu acești copii fabuloși care este și cu acest spațiu care este Marabureșul. Eu le doresc forța pentru domnul primar, face niște lucruri formidabile. N-a făcut nimeni de 2000 de ani să rezolve terenurile care duc spre câmp. Erau niște ulițe prăpădite. Uitați cum arată școala! Uitați cum arată alte locuri speciale! Copilul este special și eu nu pot decât, ca și fiul satului și eu am anumită vârstă, să-i mulțumesc. Vreau să aibă încredere parlamentarii noștri să ducă mai departe, să fie alături de noi, de dumneavoastră. Pentru că, sigur, fără ei, noi suntem alături de ei, ei sunt alături de noi. Eu nu pot decât să mulțumesc acestui spațiu în care m-am născut și în care, sigur, lucrurile sunt formidabile. Copiii ăștia, când spui, nu vă uitați că-s micuți, ne gândim la viitor. Eu vă mulțumesc și multă forță să nu lăsăm să treacă alții pe aici. Știți la ce mă gândesc. Vă mulțumesc! Domnule profesor, când a zis că am făcut multe pentru Budel, m-am uitat la domnul președinte. Nu, sper să ne susțină și mai departe. Cine mai vrea să ia cuvântul?